Care este patrimoniul actual al Societății de Transport Public Local, aflăm de la viceprimarul municipiului Suceava. Societatea TPL are 31 de autobuze care sunt date în concesiune de către primăria municipiului Suceava, proprietari suntem noi, 5 mini-autobuze maxi-taxi care au fost achiziționate anul trecut tot ale primăriei municipiului Suceava și dumnealor au 2 microbuze luate în leasing. Societatea TPL are un număr de 217 angajați la data de 1 februarie, prin urmare, dă de lucru sucevenilor. Despre investițiile anunțate la TPL Suceava, viceprimarul Harșovski a precizat că se are în vedere o nouă hală pentru autobuze, dar și achiziția de noi mijloace de transport, precum și construirea unei hale pentru efectuarea inspecțiilor tehnice periodice și a unei spălătorii auto. O hală pentru autobuze, o hală de autobuze care să fie prevăzută cu o stație tip ITP. Aceasta va fi făcută în apropierea stației de autobuz de pe Traian Buia, care dă în curtea TPL, în așa fel încât să putem presta servicii și pentru alte persoane care vor să facă ITP, nu doar pentru autobuzele primăriei. Totodată va fi prevăzută cu o spălătorie auto. Investiția este aproximată la 300.000 de lei. Mă refer la hală pentru autobuze, stație ITP și încă un 10.000 de lei pentru spălătorie auto de achiziționat acele sisteme de spălat. S-a aprobat în Consiliul Local o sumă de 1 milion de lei pentru achiziționarea de mijloace de transport noi. Totodată, pentru a se pune în practică un plan de revitalizare a Societății Sucevene de Transport Public Local, este necesar un nou Consiliu de Administrație. În sfârșit avem un Consiliu de Administrație la Transport, Societatea de Transport Public Local, în sfârșit în sensul că a fost o comisie nominalizată de Consiliul Local, din care am făcut eu parte, domnul Doroftei și doi colegi din primărie de la Transport și o persoană de la Resurse Umane, și am făcut un concurs de selecție de dosare pentru a înainta celor de la Adunarea Generală a Acționarilor, consilieri locali, propunerile pentru Consiliul de Administrație. S-a făcut prin publicarea anunțului în presa națională pe site-ul TPL-ului și la sediul primăriei, respectiv la sediul Societății de Transport. S-au depus 5 dosare, prin urmare toți cei 5 au fost selectați și au fost transmiși mai departe prin adresă în data de 28 ianuarie către conducerea TPL, în atenția Adunării Generale a Acționarilor, care trebuie să se întrunească și să îi numească, sau poate au și ei alte puncte de vedere, să îi numească în așa fel încât să avem un Consiliu de Administrație la Societatea de Transport Public Local. Conform legislației în vigoare sunt 2 variante. Se alege un directorat fie din rândul celor 5 din Consiliul de Administrație, fie cei 5 pot să desemneze o conducere a societății care în termen de 90 de zile trebuie să vină să prezinte un plan de management. Până în prezent, datoriile administrației publice locale către Societatea de Transport Public Local se ridică la 2,4 milioane de lei.